Până la această dată, în cadrul compartimentului de primiri urgențe s-au prezentat 1871 de pacienți, dintre care media pe zi este de 120 de prezentări. Având în vedere că luna trecută am înregistrat 3000 de prezentări, suntem într-o oarecare scădere a numărului pacienților. Cei mai mulți părinți își aduc micuții la spital la primele simptome. Medicii au și câteva sfaturi pentru cei care observă că micuții lor sunt răciți. Motivele pentru care părinții se prezintă cu pacienții la spital sunt febra, tusea și disfagia. De aceea recomandarea noastră este, în momentul în care părintele constată că micuțul prezintă febră, să-i administreze un antitermic, să fie hidratat copilul și apoi să se prezinte pentru o consultație medicală, nu înainte de a-i administra antitermicul. De la an la an, numărul copiilor care trec pe la spital crește simțitor. Diferența dintre 2012 și 2013 este de 6000 de pacienți în plus. Având în vedere că totuși numărul de prezentări anual este în continuă creștere, în 2012-2013 se înregistrau 26.000 de prezentări aproximativ, anul trecut am ajuns la 32.000. Este o muncă susținută. Weekendurile sunt cele mai pline la urgența spitalului de pediatrie, mai ales că medicii de familie nu lucrează, iar media pe zi ajunge și la peste 200 de cazuri.